fapt, da, da. Duceți-vă la biserică, suportați-l pe Baja acasă, când este să mai uite odată la tine. E mulțumirea lui nefără cuvinte. Mai mult decât se obișnuiește un bănuț, dacă ai și dacă n-ai. Nu trebuie să dai când ce ai, ceea ce ești. Asta-i milă. Nu ceea ce ai, ceea ce ești. Că dacă eu sunt un moșier, nu dau pur și simplu un miel de pomană. Dau 100 de ui. Dar Dumnezeu care este stăpân. El de toată părăția, de părăția mea, iată. O toată împărăția, uite. Și un adevăr. Argumentați-mi că nu e un adevăr și mă supun. La măsura care inima și învățătura creștină vă învață, împliniți. Și la măsura pungima tale, deșaltuie. Fără să merg pe firul intereselor și priceperii, să ne priceperi lui în gospodărie, în serios treaba lui. Dar nu sunt, astea sunt cazuri inventate de zgâcenia noastră, știți. Nu sunt, dacă ești pornit, nu te mai uiți. Poți să scapi la unul care are. Tu primești plată pentru că tu ai dat la săraci. Și pe urmă, ăla poate că ne mișcându-se fir de păr fără voia mea. Poate avea tocmai de la mata ce aici, de la mata nevoie. Avea și el o plan, avea și el. La mata primești plată pentru jertfa care ai făcut. Nu există absență. Nu există cu niciun chip să ne audă Dumnezeu tot ce zice și căutăm, dacă te rogi. Orice rugăciune e bună și nu te rogi degeaba. Să nu fie știut de Dumnezeu. Și eu vă mulțumesc că mi-ați dat prilej să mărturisesc. Și veți primi plată că mă suportați. În stângăcia mea sau chiar în frumusețea răspunsurilor mele. Dar nu asta, pentru că suntem de față vărzim așa. Te-am căutat cu lumea, nu știe. Dom'le, fii un om al lui Dumnezeu oriunde ai fi. Uite, un pusnic cu viață mare îl împărtășea un părinte care era necinstit. Adică nemoral. Și nu l-a mai primit, n-a știut că el e așa și nu l-a mai primit să-l împărtășească. Și atunci Dumnezeu s-a supărat. El nu s-a mai dus dacă nu l-a mai primit. Dar a visat. Era o mare însetare în lume. Și un bubus scotea apă dintr-o fântână. Uite, mă, bubusul ăla de pahar. Și cu aia răspunde el. Dar el avea în trăista lui pe Hristos să-ți dea și ție. Și altul nu era. El era prilej de mântuirea ta. L-a primit cu scuze și asta e răspunsul. Nu există nimic, o virgulă nu există fără să Dumnezeu de ce s-a pus. Eu ceea ce de fapt aș vrea să mărturisesc fără să reușesc este că nu vă pot spune mulțumirea, că nu are cuvinte, când ești o viață cu o viață creștină adevărată.
vorbim de ce să tot măsurăm faptele. Omul e foarte deștept.